Breaking News, revenim acum la informația momentului. Vă reamintesc, un om a murit cu foarte puțin timp în urmă într-o canalizare din centrul capitalei. Vorbim despre un angajat Enel care efectua lucrări acolo. Se pare că o explozie s-a produs în subteran, iar mai apoi a declanșat un incendiu. Toate detaliile de la fața locului vin de la colega mea, Raluca Bârcă. Raluca, ce se întâmplă în acest moment acolo? În acest moment, din păcate, pompierii încearcă să scoată trupul neînsuflețit al bărbatului. Vă reamintesc că în această dimineață lucrătorul Enel a intrat în acest canal tehnologic de pe strada Piața Rosetti, încercând să efectueze câteva lucrări la partea electrică. Înțelegem apoi că a fost acolo o explozie, lucra acesta la niște cabluri electrice și mai apoi a fost surprins de incendiu chiar în interior. Au venit la fața locului trei echipaje SMURD și trei autospeciale ale Departamentului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, însă iată că salvatorii n-au mai putut face nimic pentru acest bărbat care a fost surprins chiar în canalul tehnologic de incendiu. Mai este vorba despre o victimă, un bărbat de 44 de ani care era coleg cu acest muncitor și care a suferit un atac de panică. Chiar în aceste momente se îndreaptă către Spitalul Floreasca. Cel mai probabil, vă spuneam, vorbim despre colegul electricianului care ar fi încercat să ajutor, însă nu a putut din cauza flăcărilor. Vedeți, salvatorii rămân la fața locului, sunt și polițiști care au început deja să facă fotografii, cel mai probabil va fi deschis aici și un dosar penal. Raluca, se știe dacă au fost respectate toate normele de muncă, pentru că știm că ar trebui să fie efectuate astfel de intervenții în condiții strict speciale, cu echipament special și așa mai departe. Ai reușit să afli ceva despre lucrul acesta, pentru că cel mai probabil va fi catalogat drept un accident de muncă? Din ceea ce spun martorii de la fața locului, colegul muncitorului care intrase în canal tocmai de aceea a suferit un atac de panică, pentru că nu era echipat corespunzător pentru a merge și a-și salva colegul și iată că nu pusese firma la dispoziție tot echipamentul necesar, cel puțin pentru acest al doilea muncitor. Vom vedea care sunt concluziile anchetei, dacă bărbatul în vârstă de 50 de ani care a decedat era echipat sau nu corespunzător. Cert este că făcea lucrări la instalația electrică din acest canal tehnologic, aflat chiar în fața Bibliotecii Centrale Universitare, vă spuneam, de pe piața, de pe strada Piața Rosetti din capitală. Continuă salvatorii să rămână la fața locului până când trupul neînsuflețit al bărbatului va fi extras din acest canal. Este motivul pentru care îi vedem acolo pe pompieri, Raluca, pentru că e important să știm dacă acel incendiu care a izbucnit acolo a fost stins și nu mai există niciun pericol în momentul acesta și se intervine doar pentru scoaterea trupului neînsuflețit al muncitorului de la Enel. Așa este, incendiul a fost lichidat din fericire. Iată că însă pompierii așteaptă pentru a vedea dacă nu cumva flacăra se reaprinde. Abia apoi trupul neînsuflețit al bărbatului va putea fi scos din acest canal tehnologic. Din fericire, incendiul a fost lichidat rapid, însă iată, a fost prea târziu pentru acest bărbat și vom vedea care sunt consecințele acestei întâmplări. Cel mai probabil cei care vor avea de suferit sunt cei de la compania Enel, care sunt și angajatorii acestui bărbat. Raluca, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste imagini în direct. Așadar, un bărbat care lucra la sistemul electric dintr-un canal din centrul Bucureștiului a fost surprins de un incendiu acolo. Se intervine de urgență pentru scoaterea trupului neînsuflețit în momentul acesta. Vorbim de un incendiu care, din informațiile noastre, a fost lichidat destul de rapid și, din păcate, o altă persoană, un coleg de-al muncitorului, a suferit un atac de panică în momentul în care a văzut ce se întâmplă acolo. Este transportat acum la Spitalul Floreasca. Vorbim despre un bărbat de 40 și